Deci, în mod normal, ceea ce face SRI-ul este corect în momentul în care există astfel de discuții în spațiu public și nu numai, e obligația să-și facă ancheta internă și să verifice. Ceea ce face SRI-ul nu are legătură cu ce face Comisia de Control a SRI. Comisia își face propria anchetă și anchetează cu totul și cu totul altceva. Deci, Ce veți ancheta? Comisia de Control a SRI trebuie să verifice dacă se respectă legea în activitatea Serviciului Român de Informații. Ori, fiindcă au fost câteva aspecte în care s-a povestit despre nerespectarea legii, exact aceste lucruri trebuie să fie anchetate de către Comisia. Probabil că Comisia Internă din SRI are și multe alte aspecte în afară de controlul de legalitate. Dar Comisia de Control Parlamentare se referă doar la aspectele de legalitate pe care trebuie să le controleze și care nu Și trebuie să aștepte concluziile Comisiei în din interiorul pasul Serviciului 2, Român de ce veți face Informații. în pasul 2? Veți face un Deci, raport. în urma anchetei, normal că va fi un raport pe care îl va discuta Comisia și va trage concluziile. Ce vreau să vă spun foarte clar este că din păcate, noi încercăm să amestecăm atribuțiuni. Atribuțiuni ale unei instituții care își face propriul control intern, cu atribuțiunile unei comisii de control sau cu atribuțiunile parchetului, care trebuie și el să se sesizeze vis-a-vis de declarațiile În făcute, cazul să-și de facă o față, proprie având în vedere anchetă. că este un oficial înalt în Serviciul Român de Informații, este vorba de parchetul militar. Da. Bun.